Salve dudes și bine ați venit la un nou episod din Construction Simulator pe Barba Neagră. Fraților, astăzi jucăm noul DLC, în ghilimele noul, dar este ultimul DLC pe care îl avem aici și ăsta este cu stadionul. Deci trebuie să construim un stadion, dar bineînțeles pe pași. Acum, hai să intrăm aici, o să ne ducem la, ia să vedem, mi se pare că face parte din campanie, la DLC și aici putem să vedem airfield-ul și de asemenea Soccer Stadium, adică stadionul de fotbal, care vine cu foarte, foarte multe misiuni. După cum vine să vede aici, cred că luăm multe milioane. Scopul meu este să ajung la 1 milion, pentru că este unul din treptele care mă face să trec la următorul nivel și am decât 800 și ceva de mii de euro, deci mai am un picuț de muncă. O să intrăm cu prima misiune în jobul ăsta și avem așa. Visitors to the stadium must be able to cross the main road safely. Deci trebuie să facem o pasarelă peste drumul principal pentru oamenii care vin să vadă meciul. Bun, hai să luăm pasta. Se pare că n-avem chiar atât de multe lucruri de făcut. Ăsta eram eu sarcastic, fiind practic. Avem 5 stagii. Asta înseamnă o misiune moderată. Cam așa. Una mare ar însemna un 9-10, micuță vreo 3, cam așa. Deci moderat 5-ul ăsta, a 360.000 de euro. Avem așa, mamă, să băgăm high-ul? Nea, băgăm medium-ul, lasă-l așa. Sau, o să-i dăm aici accept contract. Sunt tare curios unde va fi acest stadion. Asta este disponibil, apropo, pe harta europeană, pentru că mai avem o hartă și cealaltă nu suportă. Și hai să vedem cât de bine este făcut. Avem 1741 de metri, nu putem să ne teleportăm până aici? Să luăm misiunea, probabil? Ia să vedem. Trebuie să venim cu ceva. Sunt curios dacă se întrerupe circulația pentru a face o pasare la asta sau pot să o fac fără să... Deci, ok, trebuie să vorbim cu șeful de... Credeam că eu sunt șeful de zona de aici. Dar se pare că într-adevăr nu mai există trafic. Deci cumva s-a întrerupt traficul. Ok, that's interesting. Hai să vedem ce zice domnul arhitect aici. Eu sunt șeful de echipă, dar asta e arhitectul. Spune-ne doar ce trebuie să facem, atâta. Bun, avem așa, deliver construction materials, avem pallet of metal elements, elemente de metal, ok, și steel beam 2x2. Și pe aia trebuie să dăm un unpack. Ok, pentru treaba asta o să ducem aici la company, o să ducem la vehicle fleet și vom alege, bineînțeles, multitrailerul condus de un camion, în cazul ăsta de un man, așa că o să-l iau pe ăsta, hai să mergem direct în el, este la 86, mi se pare că o băga chestia asta nouă, nu știu sigur dacă era înainte, poate voi vă amintiți, dar eu nu mi-amintesc să fi fost posibilitatea de a repara utilajele, pentru că m-am uitat aici și atunci la tot așa companie, vehicle fleet, da? Puteți să vedem o dungă verde și asta înseamnă uzura vehiculelor, utilajelor mele. Și avem așa, spre exemplu, un flatbed crane, care ăsta e standardul, e 59% uzat. Dacă ne ducem pe el, ia stai să vedem, avem la store, vehicle haul, da, că acum pot să-l bag înăuntru, gen în garaj, și pot să-l repar de aici. Așa, de asemenea, putem să vedem detalii despre el și îi putem da un repair. Voila, mi-a luat o grămadă de bani. Nu mi-a spus câți bani mi-a luat, dar am avut 800 și ceva și acum ai 798. Oricum, facem suficiente acum încât să trecem la următorul nivel. Și de aici, de asemenea, putem să mai schimbăm și culoarea, lucru pe care înainte nu puteam să-l fac. Cât mă costă o nouă culoare? Îmi place albul ăsta de aici. Asta mi se pare super, super tare. Sau ia să-i dăm un base color. E roșu, da. Și dacă vreau un grid ăsta... Să mi-ai dau odată repair, yeah. Și a rămas așa, poate? F1 nu merge. Deci încă mai au de rezolvat câteva problemuțe pe care le observ pe aici. Și este tot roșu. Păi ce ai făcut, bobița? A, ăsta era celălalt. Stai așa, hai să verificăm. Stai curios. Dacă a mers... Să îl avem pe aici, pe undeva. Uite-l aici. Aha! Îmi arată cum că este. Perfect condition vehicle, hai să-i dăm un takeout și enter. Aparent acum ca să putem să intrăm în el, trebuie să-l scoatem pe hartă și cumva putem să-l ținem și în hală, adică în garaj. Din nou, nu mai minte să fi putut face chestia asta înainte. Cred că este o chestie nouă adăugată. Și da, măi, e albă într-adevăr. Deci trebuie să-i dăm culoare și după aia repair, ceea ce e puțin neintuitiv, pentru că te gândești că ar trebui să existe un buton de, știi?
de Paint sau ceva de genul ăsta. Da, mă arată foarte bine. Deci îmi place. Bun, hai să mergem la noi aici. Avem... Ah, putem să mă și teleportez. Nu avem pe aici? Ia să vedem, o găsesc. Ar trebui să fie pe la fostul aeroport, pe aici. Cred că pe undeva pe aici ar trebui să fie mașina mea, dar o să o iau directă. Așa și Enter. Bun, perfectos. Am de asemenea și joystick-ul, așa că vom juca cu farm stick-ul de la Thrustmaster. Ca să putem să facem și noi treaba mai spăim pe simulator, așa o leacă. Ia să vedem, avem 2800 de metri. So, wow, stai o leacă. Nu te teleporta așa. Cred că de la volan face așa. Da, este să vedem unde trebuie să ajungem. Avem village-ul aici. Nu văd zona mea, countryside-ul. Încerc să văd unde trebuie să construiesc acum. Și nu-mi dau seama. O fi aici? Nu, aici mai am eu două. Of, îmi fuge. O fi de la ăsta? Nu știu ce, care dintre ele îmi face treaba asta. So, unde avem noi zona? Ia să dăm pe filtrare, locations, machines, contracts. Așa, și acum putem să vedem clar unde ne situăm. O să dăm un fast travel până aici și plecăm de aici. Ia să vedem unde trebuie să luăm resursele. Deci trebuie să le luăm, mi-apar ăsta aici? Nu mi-apar, trebuie să le luăm de la magazin, de acolo trebuie să le luăm. Hai să vedem unde este primul magazin, îl avem aici. Ok, trebuie să conducem un pic sau hai să dăm un fast travel, fuck it. Și pe aia doar mă întorc cu materialele până acilișea. Vreau să văd dacă pot să instalez de asemenea o macaracă. Ar trebui să pot să instalez o macaracă, că trebuie să pun niște chestii deasupra. So, ia să vedem. Mergem un pic până în față. Apropo, acum că jucăm pe 4080, am... Ok. Jucăm cu 900 de grade? Ok, jucăm cu 900 de grade. Fuck it. Let's go. Ok, that's interesting. Sau, avem ceva interesant pe aici? Da, vreau să zic că acum jucăm cu 4080 RTX-ul și am dat maxim totul. Deci suntem pentru prima dată cu grafica să bubuie. Așa, să vedem aici. Aș vrea pe filtru, job 1. Două parcă îmi trebuiau și steel beam. Fii atent că doar astea îmi trebuiesc momentan. Așa că pe astea le voi lua. Tam, tam, tam. Shopping total cost. Păi da, dar vreau să le plătesc pe astea. Deliver to the warehouse. Aici și autoloading. Nice. Mi l-a detectat? Oh, da. Am plătit un picuț, dar nu foarte mult. Perfectos. Și acum le avem în spate, pentru că oricum o să le descărcăm de aici, știi? Ok, o să fiu aventură, să mergem cu 900 de grade. Uai de capul meu! Totodată vedem dacă au mai făcut oameni ceva schimbări sau dacă ieșim aici pe autostradă și fac dreapta, mă voi îndrepta către situl meu. Avem un kilometru 600. Uai de cap! Deci 900 de grade! Ceva de speriat. Cred că așa prima dată facem stânga și după aia încerc să intru pe autostradă. Hai și de la volan. Af, ce mă supără. De fiecare dată când vreau să mă uit. Normal, normal că dacă nu văd în față este evident, nu? Deci de fiecare dată când vreau să mă uit un pic, dar merge aici dubios. În stânga mă scoate capul pe geam. Deci e ceva, ceva rău. Hai că l-am luat și pe tine. No, deci nu, nu, chestia asta nu mi-a plăcut niciodată. Îmi place când dau marș arier să mă uit evident pe geam, dar nu acum. Eu doar vreau să vă stânga. Băi, asta e un pic. Ce Dumnezeu m-a luat pe aici? M-a întors cumva. Eu vreau doar să ajung aici. Deci se pare că cumva trebuia să continui. Cred că da, continuăm și unul la dreapta. Ok, ok. Se pare că pe construcții sunt ruginit. Trebuie să încroiesc drum. Dați-vă la o parte. Că dau cu spatele. Cu 900 de grade e fai de viața mea. Gata, gata, gata. Sunt obișnuit de obicei cu 450. Astea sunt gradele mele preferate. Nici de cum 940. No, nici de cum 900. Nu știu unde mai scos 40, dar se simte ca și cum merg cu 940. Stau. Băgăm dreapta. Și aici avem roșu.
Cred că putem să facem una așa, că nu văd poliție prin jur. Ok, am făcut o românească și mi-am luat o românește. Mamă, 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 dar nici măcar nu m-a lăsat, bă, un pic. M-a taxat imediat, nici măcar să ies pe autostradă nu m-a lăsat. Ok, se pare că abia astăzi, dacă facem și noi un pack, unpack, de fapt, la materiale, e ceva. Uite cum m-a oprit ăsta! Wow! Bă, nu sunt foarte aproape de... Asta e al meu? Ăla era al meu! Încurcă circulația pe autostradă. Sunt ale mele? What? Știi care... Wow! Știi care-i treaba cu astea? Astea au făcut acea benzinărie de acolo. Dar se pare că după ce am terminat misiunea, mi le-a lăsat pe autostradă. Băi, nu se face așa. Nu se face. Și asta e tot mașina mea. Trebuie să vin să le iau, dude. Haide, măi. Let's go. Păi ce Dumnezeu nu-i facem? Am muncă de făcut și termin, like, se termină ziua fără să fi început. Ce giratoriu frumos avem aici. Hai să vedem dacă putem să-l depășim pe ăsta pe aici, pe banda 2. A, și e drumul închis, dar nu cred că și pentru mine. Hai să începem pe aici. Drumul închis celorlalte vehicule. Nu și pentru moi. Ok, that is very nice. Nu știu ce din interior, se vede un pic dubios. Hai să închidem semnalizarea. Gata, am închis-o. 200 de metri, ok. Mamă, dacă aș putea să instalez o macara, ar fi genial. 100 de metri, să vedem pe unde putem să o parcăm pe asta. Prea văd spații de macara. Vezi? Mamă, nu mă lasă cu macara? Ba da. Posibil să pot să o instalez acolo. Mergem acum să vedem. Dar, până una alta, avem una la mașină. La cazau. A, trebuie să le iau pe astea, să le punem acolo? Sau care-i treaba? Că nu înțeleg. Avem deja două, mai avem trei aduse. Interesant. Și atunci eu ce fac cu cele pe care le-am cumpărat? Le ținem acolo? So, în zona asta putem să instalăm macara? Iup. Cel puțin nu acum. Nu știu. Asta cred că e ceva zonă de materiale. Probabil când cumpăr mi le aduce aici, știi? Așa mă gândesc. Putem să dormim un pic? Hai să tragem un pui de somn. Avem un coffee break. Îi dăm o trezire la noon. Cam așa. Iap. Mai pe soare, altă viață. Bun, hai să ne băgăm pe macara. Îi dăm direct unpack aici, ia. Și pe aia le pun și pe cealaltă. Îți tare curios cu ce tip de macara vrea el să lucrez. Eu am de toate. Clear marked area, ok. Să avem în spate, unul din unul, steel beam, palette of... Și le punem aici, random? Ok. Cred că trebuie să mutăm noi ăsta o leacă de aici, este. Cred că acolo vrea să le pună el. Ia. Yup! Yup! Sau, avem niște materiale. Avem niște paleții. Play steel components. Asta e doua misiune. Steel pillars. Ok, gotcha. Gotcha. Până una alta, trebuie să aduc macara. No, trebuie musai. Macara de asta nu pot, așa că alegem... Hopa, hopa, hopa. Chill. Aducem o macara mobilă. O să-i dau astea enter, nu știu pe unde e. Probabil e tot așa în zona aia de benzinărie, nu? Cel puțin așa ar trebui să fie. Pe aproape, pe aproape. So, hai să o aducem unde avem noi treabă. Perfectos. Mă lasă fără bani. Trebuie musai să ajung la 1 milion. Au! Mi-am mai luat 1000 de aici. Bun. So, hai să ne punem pe astea, să le poziționăm. Avem 3. Stai să văd cum ajung eu. Deci nu pot să ajung în partea aia. Vreau să mă poziționez un pic altfel. Pentru asta trebuie să mutăm. Asta e mișto aia, macara asta e genială. Trebuie să duc materialele prima dată. Știi ce? Cred că ar fi bine dacă aș pune eu materiale direct de aici. Da, cred că ar fi foarte bine. Avem function mode. Așa. Hai să ne folosim de macaraua proprie. Punem materialele unde trebuie. După care o scoatem pe aia mare și ridicăm stâlpii. Că evident cu asta mică nu putem să ridicăm stâlpii.
So, hai să dăm prima dată astea jos. Nice. Bun. Așa, acum va trebui să extindem o leacă. Aha, cu asta extind. Nice. Un pic sensibil joystick-ul. Gen, ia o leacă până să... Aha, aha, până să-și dea seama pe unde trebuie să o ia, dar este în regulă. Ha, ce ușor. Na, na, cum au să n-aș face treaba asta? E mult mai rapid așa. Și pe lângă treaba asta este și mai frumos. Ia uite ce frumos am întors-o acolo, un pic mai în față. Pac. Se extinde până aici? Ok, se pare că se extinde. Hai să o punem prima dată pe asta aici. Și o luăm și pe a doua. Și o punem lângă. Nice! Hai că asta a decurs foarte bine. Un pic jos. Perfectus. Acum. Vreau să... Normal. Ia stai un pic să vedem dacă funcționează. Tu switch drive-ul într-o compătă mai zbiruise. Da, păi asta vreau. Nu mai știu cum dădeam. Un reset vreau. Stick, extend, attach, detach. Deci aici nu mă lasă. Aici nu mă lasă. Construction view. Rotate crane. Gata! Am rezolvat-o! Îi dăm un tab. Perfect! Și o să mă duc cu mașina un picuț mai în față ca să-i las macaralei posibilitatea de a trece. Uite, o să o punem aici. Nu am foarte mult spațiu și de asta trebuie să fim o leacă mai chipzuiți. G. Nu știu de ce tot intram cu B-ul în magazin, dar era G-ul, de fapt. Întotdeauna mi s-a părut la jocul ăsta super mega neintuitiv G-ul. Adică de obicei intri în vehicule la majoritatea jocurilor cu E și la unele mai intri și cu F. Dar cu G? Când vreodată? Ok, stai să vedem cum o facem pe asta, că asta e complicată, rău. Știi cum cred că o rezolvăm? Uite așa. Hați. Aha! Hai că a mers! Nice! Vreau să mă duc în partea cealaltă și vreau să o pun, uite așa. Nu pe mijloc, ci pe strada cealaltă. Aici e puțin denivelat. Cred că n-am ce să fac decât să-l iau două câte două. Sau prima dată lucrăm la astea două, după care lucrăm la cealaltă din stânga. Ok, let's do it. Hai să vedem. Ador utilajul ăsta. Cred că e unul din preferatele, dacă nu chiar preferatul meu. Bine, mie mereu îmi place să lucrez cu macarale. Dar asta e ceva. Ceva baban. Să extindem. Am pus aici o viteză de extindere, se pare cam mică. Ok. Drăguț când devine erect. Punem jos. Încă un pic. Ala e. Și acum, hai să lăsăm în jos cablu. Jap. Sus. Ce tare. Sau, hai să începem prima dată cu dreapta. O să și rotesc un pic. Cam așa. Și aduc la mine o leacă. Așa rotim. Perfect. Jos. Și dreapta. Nice! Da, mă, e superbă macara. Deci cu asta să tot faci treabă. Acum, hai să luăm pe următoare aici. Lăsăm jos cablu. Sus! Și acum o să retractez. Cred că nici nu trebuie să-l orientez foarte mult, că mi-l ia automat. Yep. Acum, nu știu sigur dacă se extinde până acolo. Să încercăm? Fuck it! Hai să încercăm să vedem dacă se extinde, să nu mai mut macaraua. Să dau o extindere maximă. Eu cred că ar ajunge. Da, eu chiar am încredere că o să ajungă.
Știu că, oricum, o am și pe cealaltă mică, măcar o am mobilă, dar special am topa asta mare ca să fac situații de-astea. Bun. Și acum îi dăm așa. Yeah. Puteam și mai mult, fii atent. Sau îi dăm un pic încoace și o lăsăm în jos cu cablu. Jos! Ala e. Joacă pe asta. Și le-am făcut și pe astea, bă, băiatule, bă. Nice! Acum, hai să resetăm situația. O să-i dăm driving mode, pentru că nu știu sigur dacă o să mai întrebuiască aici. Și cu G-ul neintuitiv o să ies afară. Iar aici trebuie să facem un unpack. Sunt curios unde punem astea. Sunt niște, ia să vedem, avem ceva cărămizi? Astea ce sunt aici? Mysterious metal, metal misterios. Da bine, mă? Metal misterios de unde? Ok, să vedem unde le punem pe astea. Aha! So, astea sunt cele care vor face, de fapt, podul. Ok, în regulă, în regulă, deci folosim aceeași macara. Genial. Se pare că astăzi ăsta este punctul de lucru. Îi dăm aici un tab. Am văzut că dacă stau aici am suficient de mult spațiu încât să lucrez la ambele capetele podului. Sau cu o extensie. Avem 4 aici, se pare. Bun, hai să începem din capăt de aici. Nice. Merge doar așa? Oh. No! Ce chestie! Ceea ce are sens, are foarte mult sens. Ok, stai așa că eu credeam că le luăm ușor. În situația asta, cred că trebuie să întorc. Stai. O să întorc metalul. Cu o viteză foarte mică, aparent. Un pic mai în dreapta. L-am întors. Îl urc și acum trebuie să-l aducem dincolo. Ok, hai să-l lăsăm în jos. Dar tare, tare ideea. Că automat dacă stă acolo mă blochează. Și acum lucrez peste ele. Foarte mișto, îmi place. Îmi place treaba asta. Un pic în stânga. Aia a fost. De asemenea facem același lucru și aici. Și știi cum? Cred că am să pun prima dată și prima dată pe cea de aici. Uite asta. No. Trage-o mai încoace un pic. Uite, pe asta o vreau. Să-i dăm un pic o ridicare. Cam așa. Hai sus un pic. Nu văd foarte bine de aici. Stai așa, să întorc o leacă. Invers. Da. Bun, și mai avem una care cred eu că o să fie destul de ușor de pus. Numai că trebuie să extind o leacă. Din nu știu ce motiv nu merge extins. What the fuck? Este un pic. So, ridic aici. Gat. Nu merge extins. Nu știu care era treaba. Se blocase mașinăria. Ok, hai să o lăsăm jos. Suntem pe aproape? Da, cât de cât. Aia a fost. Sau, hai să ridicăm o leacă. Asta trebuie și ea întoarsă de asemenea, ca să ocolim stâlpul ăsta. Mijlocul, practic. Întorcerile se fac foarte lent. Dacă aș seta întorcerea să meargă un pic mai repede, s-ar crea niște valuri de-astea. Ar oscila foarte, foarte mult. S-ar bălângăni. Ia uite, fix cum faci acum, știi? Doar că mult mai rău. Și acum, aia a fost. Nice! Am terminat prima misiune. Avem 88.000 deja în cont. Urmează următoarea și se pare că ne-a adus deja și resursele. Ok. Asta e foarte mișto. Cred că am să mut totuși macaraua, pentru că am impresia că o să se descurce mult mai bine în partea cealaltă decât aici. Hai să-i dăm o talpă.
Așa, cum se vede asta de la volan? Wow, nu prea vezi de la volan. E un pic cam obscură treaba. So, venim așa. Ador direcțiile astea pe spate, sunt, oh, geniale. Sau cred că dacă vin așa, pot să umblu și acolo și aici și în partea asta. Ok, bun, arată foarte bine. O să mergem să deblocăm, să vedem cu ce jonglăm. Cred că astea sunt părțile astea de deasupra. Da, asta e podeaua podului parcă, nu? Da. O, trebuie să-mi iau de aici? Ok. Nicio problemă. Mă mut o leacă. Iar astea, ok, deci două aici, două în partea cealaltă. Destul de ușor. Bun, fraților, asta vom face data viitoare. Până atunci, trebuie să mai beau o cafeluță ca să treacă ziua asta. Sper că v-a plăcut episodul ăsta și noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor până terminăm stadionul. Până atunci, v-am salutat, mai bine. Pa!